Aproape 2 milioane de români își serbează astăzi onomastica, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aproape 2 milioane de cetățeni români, dintre care 1.420.000 bărbați și 530.000 femei, poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul. Din totalul româncelor, 370.000 se numesc Ioana, 140.000 Ionela, aproape 11.000 Nela, iar 6.700 Ionelia. Conform statisticilor, majoritatea bărbaților se numesc Ioan, peste 520.000, Ion, peste 420.000, Ionuț aproximativ 317.000, Ionel 145.000, Nelu aproape 22.000 sau Ionică 4.700. În județul Giurgiu, numărul bărbaților care poartă numele Ion sau derivate de la acest nume este de 20.208, dintre care în municipiul Giurgiu 12.636. Numele femeilor care poartă numele Ioana sau derivate ale acestuia este în județ de 4.380, dintre care în municipiu 2.632. Statisticile arată că în municipiul Giurgiu în ultimul an numărul bărbaților și al femeilor cu nume derivate de la Ion sau Ioana nu s-a schimbat semnificativ. Nici în județ femeile cu numele Ioana sau derivate ale acestui nume nu s-au împuținat semnificativ. În schimb, în decursul ultimului an, numărul bărbaților din mediul rural care poartă numele Ion sau derivate ale acestui nume a scăzut simțitor cu peste 2000 de persoane. Deși la ora actuală prenumele Ion este încă în top după Marin și Gheorghe, în același timp se observă că din ce în ce mai puțin părinți și mai botează copiii cu prenumele Ion sau Ioana, fiind preferate prenume multiple, multe dintre acestea cu consonanțe din onomastica altor popoare.